Aș vrea să vorbim astăzi despre ce ar trebui să căutăm noi în viața de zi cu zi și în viața noastră de rugăciune. Și toți avem de parcurs un drum lung din punctul acesta de vedere. În cartea Evrei 12 cu 1 ni se cere să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Cu toți alergăm un maraton, deși cunosc foarte mulți care alergă ca și cum ar fi doar un sprint. Ei spun vreau să alerg mai tare ca un campion, apoi imediat cad de oboseală. Dar Dumnezeu nu vrea să alergăm ca la o cursă de 100 de metri. El vrea să alergăm în viața de credință ca la un maraton. Și cum arată acest maraton pentru noi? Biblia spune să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. La început, tot ce avem de făcut în această alergare este să ne uităm țintă la Hristos. Apoi mai trebuie să căutăm să facem ceva. Acum mai mulți ani am alergat la maraton exact distanța maratonului grecesc. La linia de start a acestui maraton au fost mii de oameni care s-au aliniat. Și știți ce am descoperit până la urmă? Fiecare participant era în căutarea ceva. Fiecare avea un obiectiv pe care urmărea să-l împlinească. Unii își doreau câștigarea acestui maraton, alții erau acolo pentru a se menține în formă, iar alții alergau că maratonul pentru ei era un eveniment istoric al orașului. Chiar dacă fiecare alergător avea un țel diferit, vă pot asigura de un singur lucru. Niciun participant nu era acolo din greșeală. Fiecare urmărea ceva anume. La fel și în viața noastră de credință. Fiecare dintre noi urmărește ceva. Dar ce ar trebui să urmărim în viața noastră și mai ales în domeniul rugăciunii? Care ar trebui să ne fie țelul? Biblia ne dă răspunsul în cartea Evrei, capitolul 12, după fraza să ne uităm țintă la el. În versetul 14 spune: urmăriți pacea cu toții și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul Dumnezeul cel adevărat. Așadar, suntem chemați să urmărim pacea cu toți oamenii și sfințirea. Dar ce înseamnă această sfințire până la urmă? În primul rând, sfințirea înseamnă asemănarea cu Hristos. Și ne aducem aminte ce zicea versetul 2, să ne uităm țintă la Iisus, căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Ei bine, există o singură persoană care a fost și este cu adevărat sfântă și anume Domnul Iisus. Iar cuvântul sfânt înseamnă că el se află într-o categorie cu totul separată. Noi nu-l putem compara pe Domnul Iisus cu absolut nimeni. El a fost pe deplin Dumnezeu și pe deplin om. El este atât Fiul lui Dumnezeu, dar și Fiul omului, adică unic, datorită purității sale absolute. El a trăit viața așa cum ar fi trebuit trăită de fiecare dintre noi. El a iubit ca nimeni altul și a trăit așa cum Dumnezeu ar fi vrut ca noi să trăim. El este de o sfințenie și de o puritate absolută. Așa că, atunci când noi urmărim sfințenia, știți ce urmărim noi de fapt? Noi urmărim asemănarea cu Hristos, adică să fim asemenea Lui. Acesta e țelul meu și asta urmăresc mereu. Aceasta e tânjirea, pasiunea și dorința vieții mele. Așadar, atunci când te rogi, roagă-te așa: Doamne Tată, fă-mă mai asemănător cu Hristos. Sunt atât de diferit de El. Fă-mă asemenea Lui. În timp ce te vei ruga în felul acesta zilnic, vei crește spiritual. Iar Domnul îți va descoperi unde nu ești asemenea Lui și acolo te va îndrepta. Atunci când te vei ruga așa, El te va face tot mai asemănător cu El. Acesta ar trebui să fie până la urmă scopul vieții tale. Iar atunci când viața ta se va sfârși, îl vei auzi pe stăpânul tău spunându-ți: bine, rob bun și credincios. Și toate acestea pentru că nu ai căutat nimic altceva în viață decât să fii mai asemănător cu El. Deci urmărește sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul.